Bine v-am găsit la un nou video pe canal. Sunt aici alături de DX Predator la niște curse Salut! de Formula 1. Îmi iau revanșa că videoclipul ăla care vi l-am postat mai de mult e praf, că mă aud zici că vorbesc din America la microfonul ăsta de aici, de la mine din casă, deci nu mă aud deloc. Și așa că acum o să mă aud mai tare, presupun. Da, nu știu. Zine și tu ceva. The X-i, așa o să zic dacă mai e The X-i. Nu zice așa. Dar cum vrea de The X Predator ești nebun, îmi iau o jumătate de oră, mor de 3 ori până zic așa. Hai că e ok. Predi, așa zic, gata, Predi. Predicat zic. Cum adică cum să-mi pun ăștia, soft tires? Ce tires, mă? Soft, medium. Când ai să-ți iei options, ai acolo, TIRS. Ce options, mă? Și ai soft, hard, options medium. E pe 5M. Când ești aici să-ți alegi mașina, după vehicle, ai tire. Da, foarte bine, medium. Dar tu-i de mult ready. Da, asta e, pare rău. Dar nu știu cum trebuia să le pun. Le puseai pe medium, măcar să fie așa, în creștin pe. Da, o să, dacă faci o prostie să fie minim, știi? Să nu fie minim, să fie între centri. Am mai făcut cursa asta, am mai făcut-o. Nu. Am făcut-o, că mi-e așa mi-arată că n-am mai făcut-o. Ba, e prima cursa noastră care am făcut-o, nu știu, aduce aminte, tu. Nu știu că fac acolo. Ce mă duc cu mașina asta. Mi-era doar să conduc pe urmă. Aha. 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 Ah, mamă, am lag. Sunt pe 3 de 16, ești prost. Deci curba aia se făcură tot praf. Nu știu, eu mă fug, e primul praf, dar primul a ajuns aici, gen după. Mai e și un pe ce l-am împins pe unul. Bă, intră unul în altul. Gen, intră unul. Tu nu iei. Nu. Bă, și l-aruncă pe ăla peste mine, ești prost. Mamă, ce e aici? E care dă o gine apucă. Zici că face deathmatch aici, bro. La mine e tot ok. Da, pe mine mă mănâncă o muscă. Aha, place? Sunt pe 14 aici, nebun. M-am cerat într-unul la cu praf. Bă, ăștia să bușesc pe aici. Au, băi, tu mi-e să vezi, după aia e interesant când o fi în lapul următor și cu boosting de bula. E ajuns să-i. În lapul următor? Bă, deci dau în toate gardurile de aici de bun. A depășit unul? O, ce la mară, mă, ce la bă, îl împinsă-i pe unul, făcui praf, ești prăt. Eu acum intru în lapul 2, pe ce loc ești? 2? Mhm. Eu sunt pe 9, ești nebun. Sunt pe 6 acum, 7 pentru că există, da. Ăstea care te împing așa cu robotul. Adică... A, ce m-am furat. Sunt pe 3. Deci 9. Bă, au făcut ceva la mașina asta aici, nebun, că dacă o atingi de ceva se oprește. Îs pe 4. Da, și voi acolo multe like-uri. A, nu mai am șansă. Pe 5. Deci e foarte greu dacă ai mașina tunată. Bă, nu mai aduce aminte că cursa asta ne-am făcut din first person. Nu mai știi că era o cursă care a fost pusă doar din first person, dar n-am făcut pe video. Mulțumesc. Nu știu când am intrat eu ca să fac tutorialul, seara aia când am intrat pe cursă, nu mai știi? Oricum eu din first person mă joc, da. Mi se pare mai... Mai ușor, aparcă și nu-ți bine, dacă n-ar da unul în mine...
Mame, după aia, pe după 7. Asta trebuie să... Eu sunt pe 8. Nu mai, păi m-au făcut toți, praf. Știu cum e, păi când ești pe primele locuri, toată nu mai are tendința să dea în tine ca să ia primele locuri. Da. Și mă rup să răștea spoilerul și... Nu uita și voi acolo să lăsați un mare like, să faceți mai multe like-uri. Pentru că e un ai merg cu 94 de mile la oră, că... Mersi. Băi, ești prost. Pui să nebun după ce plecai de acolo după loc, să auzi așa. De la mașina mea. Tu îți dai seama să iei locul 1 aici? Eu auzi, să auzi. Am mașină care trage vântul. Evacuarea, băi, evacuarea. Da, bine. Hai, că umblam aici la microfon să nu-ți dau să sună și el ca lumea și rata e o curbă. Trec unul pe lângă mine. Ce frumos stai tu acolo să stii. Stai, cum ajungi din urmă, că dădui într-un stâlp, l-am pupat direct. Eu fac cu 360. Trebuia să mă duc la boxe, mă. Cred că m-am însfer la gume. Eu făcut și mă. Da, mie încă nu mi se puse ăsta. Ce nu ți se puse? Spoilerul. Da, deci băieții, cred că următorul videoclip nu o să mai fie cu curse. O să facem și noi în free mod. Posibil, dacă și ăsta trebuia să fie un videoclip de free mod. Ideea e că pe mine nu mă mai sună Simeon, nu pot să-mi cumpăr garaj, deci nu pot să-mi cumpăr mașini, deci am bani. Îți mulțumim, GTA. Au zis că la prietenul ăla al nostru 3 ore i-a luat. Da, avea un prieten 3 ore, va aștepta ca să-mi sune Simeon ăsta. Oricum e cam ocupat Simeon ăsta, nu știu ce face toată ziua. Auzi, bă, Predi? Nu mai zi așa că nu răspund. Bă, eu zic să răspunzi, că mie mi-intră muștele în ochi. Adică? Nu, pe bune, am o muscă pe aici care dansează și mi-intră de două ori până acolo. Eu n-am cum să fac cursa asta, că nu mai am spoiler. Intră și eu la boxe, nu știu. Cred că-ți trebuie minimul de neuron ca să dai seama că trebuie să-ți repari mașina ca să spună spoilerul, nu? Păi o reparai, dar nu mi-l puteți. Mai într-o dată. E buguit. Știi că trebuie să stai mai mult acolo, gen să te oprești. Păi mă opri. Ok. Să văd pe video. Aha. Deci mașina asta... Dar de 3 ori. Dacă vă jucați curse pe GTA, să știți, mașinile de Formula 1, mă rog, nu curse, cred că și în primul mod de chestia asta, mașinile de Formula 1, dacă le... Dacă ieși cu ele de pe pistă, deja nu se mai numesc mașini de Formula 1, se numesc mașini de drift. Păi văzut dacă ești un pic, dacă ieși un pic de pe pistă, că direct mașina de drifte. Și acum rândul tău, că nu mai au vorbit. Vreau și eu să te ajung din urmă, pe ce poziție mai ești? După cursa asta, cred că o să te dau un pic mai tare, că nici eu nu te aud, da, pe primare. Adică, mă rog, te aud asta pe zi. Am direct în apă. Lonjon în apă. Am făcut. Vreau să-ți aduc aminte că noi facem curse aici, nu învățăm să învățăm. Așa știam și eu. Bă, dar e mult mai mișto din first person. Nu știu, scrieți-ne acolo în comentarii dacă aveți mașină de Formula 1 sau dacă aveți de teau și mamă, să intrați în mine aici. Dacă jucați Formula 1, ziceți-mi acolo cum vi se pare mai mișto din first person sau din third person. Pare mai mișto din first person. Păi eram curioasă, de ce se numește first person?
third person, adică chiar n-ai nicio treabă. Știi? Ce zic? Third de la prima vedere și third de la... Păi și ce treabă are? Gen, s-ar traduce prima persoană și a treia persoană, dar... Și pe lângă asta a doua nu e? Și cum? Că, adică atunci când mergi cu o mașină, în realitate nu cred că e unul care stă pe mașină, efectiv. Că nu, pe bune, mi se pare foarte ciudat denumirea. Mi se pare foarte ciudat denumirea pe care au găsit-o ăștia americani. Trebuie să nu fac tirul spoiler-ul, nu? Bă, dar tu câte videoclipuri mai ne-ai postat? Unul, parcă. Și eu tot unul. În afară de ăsta. Puteți să mai am părat cu Fortnite. Intrați acolo la BX Predator dacă vreți să vedeți așa un pic în avans față de mine, față de canalul meu ce am făcut ieri pe Fortnite. Intrați acolo să vedeți un pic în avans. Bă, da, eu cred că atunci când facem un... eu cred că din două perspective ar trebui să le pun, nu chiar în același moment, dar măcar în aceeași zi. Adică, ce te zic? Pentru că după aia, dacă ăștia au, dacă, mă rog, aia ziceți că să le zic. Dacă lumea care se uită la tine vede niște chestii, știi? După aia, dacă eu pun peste două zile videoclipul, nu o să mai fie interesat, că știu ce e în videoclip, știi? Dar eu a trebuit să, n-am putut să-l pun pentru că nu mai aveam videoclipuri, na. O să-l pun mâine, tu când am pus așa azi? Cred. E bine, da, astea a spus-o și ala de GTA, care l-am filmat ieri, mai tot. Hai bă, ce intră ăștia. Dar tu de ce loc mai intră? Mamă, mi-au dat ăștia spoilerul care o feria tot pe jos. Pe ce loc mai ești? 7, dar era unul mine, ești nevoie, zici că n-are frâne. Da, deci dacă ți se duce lipul din față, nu mai poți să iei curbele. Pe bune? Bun. Deci... Gen, la asta tunată se simte. Da, că tu ai tunată. Pe mine nu vrea Simon să mă sune, îmi supăra pe mine. Așa, să-mi zice și mie ce părere ai de... Ce părere aveți de mașina mea? Eu zic că am făcut-o mișto așa, roșu cu... E, clar, cel puțin pentru mine, mie tot timpul mi se pare foarte urât ce pui tu la o mașină, adică chiar strică mașina bună, dar... Părere tot timpul m-am gândit, frate, la treaba asta cu boxele, când... generalitate, când se fac cursele de Formula 1, când intră ăștia la boxe, nu pierd poziții, nu trec atâția pe lângă ei? Da. Păi, știi ce zic, adică, și pe lângă asta când știu ei când trebuie să intre la boxe, adică noi aici ne spune jocul cât mai avem din lume, dar ei de unde știu? Păi e o echipă întreagă în spate. Păi da, mă, și aia de unde știu? Întreabă-i. Da, le scriu acum mesaj. A, stai că spun eu pe cine întreb, dar... Ăla de pe unul deja încheie. Da, văd. Întreb pe cineva, pe tatăl cuiva, dacă mă înțelegi. Eu? Tatăl... A, nu? Vreau să dau numele. Da, nu mai contează, așa las că spun lucrurile. Deci n-am înțeles ce m-ai întrebat, da. Nu te-am întrebat nimic, ți-am spus ceva. Ce mi-ai spus? Ai zis odată. Întreb pe cineva, na. A, n-am înțeles, am zis. Mă rog, astăzi, dacă nu uit și sigur o să uită, spun după vine. Mami, eu tocmai acum intrai în ultimul lap. O să-mi al 8-ulea, stai aliniște. Cum naiba? Poziția 12, bă. Că mă împinseră aia de pe primul loc și nu mai am să-i cum, că stătui un
o cursă întreagă fără spoiler și mă învârti la fiecare curbă. Famă și văzuși. A, înseamnă că ți se bugui tu. Bă, uite că scriu ăștia lui Rusa. E rusa aia. Da, da. Sau bulgară, că și bulgară are caracterul de așa. Au luat și ei după chinezi. N-am nicio treabă, sunt mai vizibile astea. Decât alea ale chinezilor, ești nebună, ale chinezilor zici că sunt punei formă, direct. N-au nicio treabă cu niciun fel de scris. Da, cu impression le pun 10 din 10. Mamă, și eu acul termin, ești nebun. Mai depoși și pe unul între timp. Termin pe 6. Bă, cred că când intrai înainte să intru în level 10, atunci termină locul 5. Hai să vedem spațiul. Fuck. Dacă m-ar și muta pe tine, ce mișto ar fi? Dăm un boost să vedem. Bă, mă fi filmat 10 minute. M-auzi? Bă, m-auzi? Presupun că e dat pe mod. Da, mă scuzați. O, mă mai auzi? Pă. Da. Ai, ce, nu știi să vorbești? Intrai de 100 de ori pe Discord, deci nebun numai să... De ce? Păi dar nu vorbeai, nu te mai auzeam deloc. Și tu ești în aer. Nu, bă, și filma 10 minute. Nu știu de ce. Eu nu mai pot să mai stau mult. Cărsa asta și atâta. Ei, cărsa asta o mai facem, da. De ce le pui? Hai că... Ok. 15. Bă, dar oare maximul de lepuri care poți să-l luași cât e? A, știu eu odată că am făcut o cursă de 99 de lepuri. N-am făcut-o. Am făcut, dar am ieșit la 5-le sau 10-le. Adică, bă, tu-ți dai seama, frate, câți bani iei după cursa aia? Ține și de lepuri o cursă, da. Scrieți-ne acolo în comentarii dacă ați intrat vreodată în vreo cursă de-asta extraordinar de lungă. Pe GTA, dacă aveți GTA. Mai era și cu niște lepuri, cu niște stand jump-uri de alea. Da, niște lucruri. Prostii de alea, de te învârteai că dai 200 de ori, da, știu, mamă, era nașpa de tot cursa aia, mi-aduc aminte. Mamă, că trecusem din a 5-a încercare, bă. Eu cred că mai multe, 10-a, 11-a, după cum ați văzut, eu nu sunt prea profesionist la niciun fel de joc. Și... Nu mă lasă cu asta a mea. Bă, e corect oarecum să nu te lase cu aia ta. Bă, oricum au făcut și mișto partea surprinzător, adică față de cum le faci tu. E? Mie nu mi-a plăcut niciodată cum îți faci tu mașinile, dar asta chiar o făcut și ca lumea. Chiar arată super bine.
Lăsați-ne acolo în comentarii dacă vreți să mai facem curte sau să facem un free mod. Să pleci ca un free mod. Uite-te în chat. Dar eu nu înțeleg ăla la ce răspunse, că ea până acolo, până acum a scris în curlin paleză. A, știu cursa. N-am făcut-o, dar am văzut pe YouTube. Cred. Nu știu ce. A, și e și first person, e super. Nu e first person. Ba da. Eu nu sunt first person. A, înseamnă că mă dădu cum eram data trecută. Mamă, ești prostă și dragă mine. Dar n-ai, la fel n-ai boost-ul la chedin prima. Era mișto dacă băgam și ăștia boost-ul la chedin. Mamă! Însă aici am niște curbe. Eu intrai într-un... Oricum cred că am dat urmă spoiler-ul jos până acum. Nu, 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 mare minune. Aaa, îi zbură unii spoiler-ul direct în fața mea. E... la mine de dură tot din mine, mă. Dar vezi că nu, pe cursa asta nu prea ai unde să dai bus. E, n-ai, ai. Cum poți să... Foarte încălcită. Mame, e nebun cum ne-a lipit toți aici. Pe 5. Pe 2. Trebuie să ai grijă că ai să ne... Bip! Cum ne bești pe 2? Ce? Poate cam logic, că tu mereu ești pe locurile de... Mamă! Am dat într-un stâlp ăsta, mă încet din mine tot ești nebun. A ta trecută... După 6 spă 10 ești nebun. Nu reușiși. Toți mă depășiră, pe lângă asta mașina mea nici nu ia curbe, ești nebun cum le iau altele. Gândiți parcă mașina mea are timpul ceva. Vezi, noi mai avea lipul din față. Ba l-am, ba nu l-am. Dar nu înțeleg de ce nu l-am, că nu prea mă lovi de multe. Mamă, de doi, bă, deci... Cine ai bă, de doi într-o bordurică? Ia uite, frate. E și foarte mamă, de doi într-o nu-i sărit toată caroseria. Și joasă. Dar fi serios, așa. Dar trebuie să seama, bă, scrieți-ne acolo, scrieți-ne, da, acolo în comentarii, dacă știți cumva ce gardă la sol are o mașină de-asta de Formula 1. Oh, destul de jos. Ei, atinte, eu aproape pe aha, e bine, vreau să-l opresc pe unul, să mă pun în fața lui și dădu el în mine și iau de spoiler. Bravo. Sunt pe 11, iar. Sunt iar mult. Data trecută mai făcut. Păi nu, dar... La cu trecuse pe 10 și a fost pe 1. Mare diferență. Da, ce m-am întors? Da, mă, ăsta. Nu înțeleg cum m-am întors. E, te mai întorci. Știi că mașina pe spate de la suma oricând de mașină de drifturi este... Puterea ei. Trebuie să intru la boxe. Sunt pe 12. Bă, știi cât de mult s-a distanțat ăla de mine? De pe primul? A, nu mai văd. Ești pe minime. Cine de mine ai din fața mea să distanțe tot? Bă, tu dai seama, ar fi mișto să iasă ăla de pe primul loc din cursă, cum ar fi? Tu ești pe primul și pe toți ne dă cu un loc mai în față. A, ăla de 3, din, de pe locul 3, vine din urmă, nu e ok. No bueno. Hai că e pe care e mai bine. Vreau să zic, poate să ciocnești ăștia de ceva, dar mă bușii eu ești pe.
Ce zici? Ajung pe ăsta din urmă. Că se duce la boxe. Good, good, good. Mai depășit și acolo. Mamă, mamă. A, omoare la gheții. N-aș putea să depășesc și pe unul cu lag, mai ales. Logică, mie mi se învârti, eu dădui, mi se învârti mașina, gen, luai o curbă și dădui boost-ul după ce ieși din curbă. Nu vezi, cred că l-a dat un left. Pe bune? Da. Ai o victorie. Bă, parcă și zisei, ești prost. Ca o sigură aurică. Știi? Mamă, toți intră la noi. Îmi dă dură lipul, eu tot așa. Cu ăla nu mai poți să virezi. Dacă îl pierzi pe ăla din spate, nu mai poți să... Nu mai poți iară să virezi. Nu, eu cu sunt jumate. L-am pălat din față, dar nu l-am pălat din spate. Bă, nu l-am pălat din față, dar l-am pălat din spate. Virezi mai greu. Dar dacă nu l-ai pălat din spate, ești direct formula grip. Da, oare dacă nu l-ai pe amândouă? Cred că e mai ok. Ia uite-mă ăsta de pop. Ultimul loc, nu mă lasă să trec. Dă-te mă, că ești oricum pe ultimul loc. De unde știi că nu mă pinsesc pe mine din urmă? Că nici eu nu-s prea, pe un loc prea frumos, crede-mă. În ce lap ești? 4. 4? Eu cred că acum intru în 3 sau ceva de genul. Ba nu, că acum cred că intru și eu în 4. Nu, eu acum intrai în 5, cum naiba ești în 4? Au 5, nu mai știu. Ești în 4, tu ești nebun, ești pe primul loc, eu sunt în spatele tău cu 9 poziții. Tu intrai și în 4, eu intru în 5. În 6, pardon, acum. Intrai în 6. Acum intrai și în 6, de vreme intrai în 5. M-am băgat într-unul, iar de-aia la un băiat fața. Am loc, frate. Acolo la voi e pe viață și pe moarte. Dar tu te detași așa rău de tot de noi, nu? Ah. Mamă, băi. Cred că mai cel depășise-n pe ăla. Cred că mă înjură ăla de 3 ori și te adu-i în plin, într-un skill. Te adu-i toată prostul. Ah, cred că vă pot. Unde sunteți? Pe acolo, pe la blocurile alea, virajele alea? Da. Da, și nu uitați și voi acolo să lăsați un like dacă vreți cât mai multe... Ai ales la mine. Nu am de curse de genul ăsta și hai să ne strângem cât mai mult și la Dictator. Să mă pui la descriere. Ce spun? Te-am pus... După ce m-ai învățat cum să te pun, te-am pus de fiecare dată. Și asta te-ai pus de fiecare dată. Mi-a uitat iar. Eu nu înțeleg cum poți să uiți, adică nu ție nu-ți sare în ochi când vezi că îți scrie acolo descriere. Eu acum intrai în 6. Nu mai intru și la boxe. E clar. Bă, eu cred că minim 20 de minute că... Mamă, ce a făcut la un băiat. Mersi. Dacă tu l-ai ăla, da. Ăla e după 2, care el. A, pe bune? Da. Ce perfect. Mai dai. La 1. Ca intrat în mine, mi-era spoiler. Mai intrai și eu odată în el și l-am răsucit. Bravo, bravo. Care ăla, popii, nu știu cum, sicric, pupii, nu? Crede, nu știu. Hai că nu-l dădui boost-ul. Dau și mai din bani. N-am nevoie. Nu, că n-avem nevoie de bani. Îți dau jumătate din faimă.
Adică poți să-mi dai, poți să-mi portezi faima, să știi. M-a depășit. Sper. Păi, nu, cred că dacă mai dau mult sleep, o să rămân pe 10, pe 9 din nou. În ultimul loc, nu? Mamă, ești prost, mai ce mă depăși unul care nu are cauciucuri pe spate. Mamă, cred că dacă dau ăsta un aici, e bun să-mi vrătești pe jumătate. Ce mamă, dar oricum la mine nu mai e vorba de să câștig, oricum n-am cum că-s pe 10 din 10, e bun. Pe bune? La mine e să-ți lumesc. Dacă vrei te ajut să te departezi, să te departezi rău cu ăsta. Pe 9 din 9, e bine, mai e și ăla de pe 10. Ăla de pe 9. Deci din 16 cu cât a început cursa, acum e pe 9. Tu că mai ești pe 1, nu? Dar de fiecare dată. Aha. Mamă, era să dau într-un bot. Nu mă depăși rătrei. Oricum sunt pe ultimul loc, n-am cum să mă mai depăși. Uneori mai frânez intenționat ca să nu se mai facă un pic din busc, așa ți se face buscul la mașină. Nu descoperi nici ce să știi. Nu mi-ai zis. Deci, nu știu ce să ne mai zicem la oameni. Ai și voi acolo cu mare like, mare like, mare, 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 mare. Și vă mulțumesc foarte mult pentru la primul video care l-am făcut eu ăla cu Fortnite. Vă mulțumesc foarte mult pentru alea 30 de vizionări sau cât avem. Tu ai strâns, bă? Ce? Ai strâns? Alt am strâns, ce? Am și eu. Păi, băi, eu mă ocup ca tine. Hai pe bucle, am două videouri în plus decât tine. Păi da, dar știi că asta nu se face pentru faptul că ai două videouri în plus, adică chiar nu contează să te postezi. Da, eu într-o perioadă am zis nici nu contează. Filmez cum o fi, numai de distracție. Uite, tu ai zis, la nu, că ăsta e canal care va face 1 miliard de abonați. N-are rost să... Și ai zis că nu filmezi eu cu telefonul ca pe fraier. Dar nu-mi plăcea. Ai rămas la 8. Dar nu-mi plăcea mie. Păi și dacă nu-ți plăcea ție ce? Uite, eu am ajuns, când am început să filmez cu telefonul, cred că aveam vreo 13 abonați. De la 13 am ajuns la 23, am făcut 10 abonați. Auzi, când vorbim noi de, când vorbesc eu de 10 abonați, așa vorbesc ăștia youtuberii mari de 100 de mii, ești nebun. Mamă, mai e mult din cursa asta. Asta e ultima cursă. Da, nu. Oricum, nu știu, cred că filmaram vreo 20 de minute. Avuserăm două curse de 10 lapuri. Asta ești cu curță. Că am terminat. Ce zici? Ce zici, mă? În ce lap suntem? În 8 din 10? Eu acum intrai în 9. A, deci e ultimul. Deci tu ești posibil să fii în 10 acum. Ești la boxe mie. Sunt Redley. Eu vreau curse de alea cu Star Jump, chestii. Da, nici mie nu pot să spoiler acum. Cu ce zicești că vrei? Star Jump de alea. Știi, cu altă mașină, nu, Formula 1. Terminare bă, toți, ia uite frate. Smooth Pinguin ăla, da, era pe 2, dar termină pe 3. Eu de-abia intrai în lapul 9 și voi tot terminare, tot. Păi oricum ți-ai DNF. Mulțumesc, parcă mi-a dat curaj. Uai, bă, Octaviane, cum ai făcut 150 într-o zi? 150 de ce? Eleva. A, chiar, m-am jucat toată ziua, să știți, deci...
Și atât de mulți bani. Aha, îmi place. Bă, eu cred că iau DNF înainte să ajung la level 10, ești nebun. Și probabil. Bă, dar nu se vezi toate cum puteți voi să... Până și cu controller. Forță în perete, m-am dus direct. Nu, frate, vreau să joc tot asta, pentru că mi-am mișcat. Mai distractiv. Oricum level nu mai întrebe acum, chiar n-am ce să mai fac cu level. Yeah. Hai să facem un lucru. Da, deci cam atât cu video ăsta. Nu uitați să lăsați și voi acolo un like, un subscribe, un share. Scrieți-ne acolo în comentarii, nu știu cum vi s-a părut, ce vreți să mai facem. Și ziceți-ne ce tip de curse să mai facem. Și cam atât cu video-ul ăsta. Ai, pa!